Hai că filmăm. Salutare, fraților, și bine ați revenit pe Lanseta cu Lunetă. Valurile în spate, bineînțeles. Altfel nu se poate pe videourile mele. Deci, sunt pe brațul Chilia, o partidă de pescuit cu doi urmăritori din Constanța. I-am mai întâlnit pe canalul Tătaru, acolo ne-am împrietenit, așa că am păstrat legătura și am organizat această partidă. Dar ceea ce vreau să vă prezint în acest video este o lanternă. Cei de la Armitec m-au sponsorizat, mi-au trimis o lanternă. Bineînțeles că le voi face reclamă pentru că este o lanternă superbă, deci nu știu, m-am îndrăgostit de ea, super șmecherie de lanternă și nu știu, vă recomand. Mie sunt siguranță că mi va ușura filmatul pe timp de noapte. Să nu mai stăm la prea multe discuții așa. Să vă arăt și despre ce este vorba. Eu, bineînțeles, am deschis pachetul pentru că n-am putut să mă abțin. Am probat-o, i-am făcut așa câteva teste. Deci este vorba de lanterna Wizard C2 Pro Max. V-am spus, ceva șmecherie de lanternă. 3720 de lumeni. Iar lanterna arată în felul următor. Are o husă pe care puteți să o atașați la curea, la brâu. Aceasta este lanterna. Super șmecher. Ce să mai... Fiți atenți ce mititică este. Bam. Încărcare prin USB și magnetică. Vine cam așa. Pac. Frumos. Mai multe faze de iluminat are. Pe lângă asta, în cutie aici, mai conține un fel de agrafă, dacă pot să-i spun, niște garnituri care, bineînțeles, lanterna este rezistentă la apă, în același timp rezistentă la șoc, nu știu, 10 metri șoc de la înălțime, 10 metri adâncime. În fine, aici avem două garnituri de la capac. Chestia asta se atașează aici. Frumos, banc. Avem o baterie. Fiți atenți. Opaș. Aici avem bateria. Lithium ion 21.700. 5.000 de miliamperi. Deci treaba e cum trebuie. Pe lângă asta, un alt adaptor pentru o baterie mai mică, mai subțire. Cred că am să mi-achiziționez și o baterie mai subțire, bineînțeles, ca să am de rezervă, în caz că stau prea mult pe baltă și nu am... Asta n-am desfăcut-o, șmecherea asta. Și n-am powerbank sau sursă să mi-încarc bateria. Deci nu știu cum se desface asta. Așa. Deci chestia asta se atașează pe cap, fraților, și practic lanterna va deveni, să nu-i mai pun bateria. O lanternă de cap. Cred că ceva de gen. A? Ceva de gen. N-am folosit niciodată chestia asta. A, și cu un elastic aici. Wow, frumos, elegant. Ia să vedem. Se observă? Zang. Ce să mai? Șmecherie de lanternă. Îmi place că are aici chestia asta magnetică și un magnet chiar forțos, așa să zic. Se mulează imediat pe metal. Da. O bijuterie de lanternă. Oh, da. Elasticul ăsta chiar stă aici, sănătos. De unde că mi-am tuns și eu unghiile și nu pot să o agăț, să o desfac.
A, în fine, ce mai contează? Important e că vă prezint acest obiect minunat. Să vedem ce mai spune aici pe cutia asta. 3 în 1. Adică și pe cap, și așa, și cu nebunia asta de agrafă, încărcarea magnetică, are magnet atât aici, pe chestia asta, cât și aici. Da, cât și aici. Un magnet chiar puternic, pot să spun. Voi face video și diseară să vedeți cam ce poate nebunia asta mică. Sunt sigur că vă va uimi pe mulți și unii dintre voi o veți achiziționa. Apropo de achiziția ei, am să vă las în mesaje site-ul și în același timp codul de reducere. Aveți 15% reducere dacă folosiți codul Lanseta cu lunetă pe site-ul lor www.armitech.com sau www.armitech. Imediat vă zic într-o secundă că aveam aici un mesaj de la ei. Deci domnii m-au contactat prin Messenger, prin Facebook. Și cealaltă pagină este armitechstore.de. Din Germania, or fi, habar n-am de unde e firma mamă. Asta este lanterna. 10 ani garanție. 10 ani garanție la o lanternă. Deci, uimit. Adică, trebuie să fie ceva calitativ, nu? Să oferi 10 ani garanție. O să o probez diseară. Am să vă arăt. În natură n-am probat-o niciodată. Am probat-o acasă. Am ieșit pe geamul de la dormitor și am iluminat pe blocul alăturat. Practic am o rază. Avem o rază de 113 metri, să zic. Da, 113 metri. Blană. Eu zic că diseară voi face aici lumină. Așa că să vină seara, să vedem ce poate lanternuța asta mititică. Și apropo de elasticul ăsta foarte puternic, nu știu ce, Doamne, iartă-mă, cum să-l agăț? A? Gata. Mă alint eu. Da. Șmecherie de lanternă. Îi pun bateria și diseară, țac, avem un buton aici lateral. Am rămas așa, zic, uimit când am vrut să o încarc. Are o chestie aici cu... Dintre asta se reglează și faza ei de iluminare. Deci dacă o dai un sfert de tură, ceva de genul, înapoi, atunci o pui la încărcat. Bang! Nu înțelegeam de ce, Doamne iartă-mă, nu se încarcă. Care e faza cu ea? Îmi tot pulsa aici. Are două beculețe, unul roșu, unul verde. Și cel roșu, în același timp, lângă cel roșu, în același timp, e și unul portocaliu. Ceva de genul, te anunță dacă e curent insuficient sau ceva de genul. Iar cel verde, când este încărcate, cel roșu pâlpâie și îți spune dacă primește curent. Cam asta este, fraților. Ia spune, frate, vreo vestă? Vreo vestă, auzi? Vreo veste? Ah, avem control. Avem control de la frontieră. S-a dus tovarul și meu. V-am spus că sunt cu doi prieteni de-ai mei. Unul este în stânga mea, unul este în dreapta. S-a dus cu actele să le prezinte la poliția de frontieră. Cam atât pentru moment. Ne vedem în scurt timp să vă arăt ce poate această bijuterie. Deci nu știu, eu m-am îndrăgostit de ea, e ce-mi trebuia. Le mulțumesc celor de la Armitech pe această cale. Și cu siguranță că merită promovată. O să vedeți. Ne vedem într-o secundă. Gata, fraților, s-a întunecat complet, a sosit momentul adevărului. Vreau să vă arăt ce poate să facă lanternuța asta mică de
3720 de lumeni, baterie de 5 mAh, 5000 de mAh. Hai să vedem, 113 metri rază de acțiune. Stați să vedeți ce poate să facă nebunia asta de la Armitek. Deci eu sunt super mulțumit, i-am făcut o probă mai devreme. Lanternuța asta e o minune, fraților. Deci vă recomand. Nu că mi-au făcut-o dânsii cadou sau că mi-au zis să o promovez, dar eu așa ceva, din toate lanternele mele pe care le-am avut până în prezent, eu n-am văzut așa ceva. Dacă se va mai inventa, bineînțeles, cred că ăștia vor inventa, pentru că oamenii sunt aștătici. Am un bec conectat la bateria de mașină, am să sting becul și veți vedea ce va urma. Fiți atenți aici. Zdrang. Și acum, momentul adevărului. Bam! Cum e, mă, fraților? Deci cum e, mă, fraților? Cum se poate așa ceva? Fiți atenți ce e aici. Deci lanterna asta mi-arată tot. Și fluturii și țânțarii și tot ce vreau să văd. Fiți atenți. Fiți atenți cum poate să lumineze această lanternă. Incredibil. Văd în apă cu ea. Ce, Doamne iartă. Asta e tabăra noastră aici. Haide să mergem puțin în pădure. Ia fiți atenți, fraților. Fiți atenți ce e aici. Îmi place pentru că are o rază deschisă. Asta îmi place cel mai mult. Deci raza asta deschisă de lumină. Avem mai multe faze, bineînțeles. Ia să probăm puțin. Pac. Pac, 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 pac. Ia uitați. Deci eu nebunie. Facem și discotecă cu ea dacă vrem. Ia uitați. Ce să mai... așa ceva? Nu prea știu eu să umblu aici pe la butonașul ei, dar are multe combinații nebunia. Îmi place tare de tot. Ce să mai... încântat. Așa da. Le mulțumesc celor de la Armitek și sincer să fiu, colaborăm oricând. Pentru că așa iluminat, mai rar. Și abia aștept să văd cum se va observa un drill. V-am spus, are multe faze, nici nu știu să o folosesc prea bine. Dar, din câte se pare, ia uitați, e ceea ce trebuie. Tovarășul meu, Iulian, aici, el e mai meșter în ale luminilor. Ia zi, fratele meu, cum ți se pare lanterna asta? Super tare, uite cum se văd ramurile. Deci orice ar dormi acolo e perfecțiune, ansamblu. Nu focalizează, e lumină, efectiv, o idu de 360, efectiv, te rupe, 180 de grade, perfecțiune. Da, mă, da. Deci mie îmi place maxim, fii atent. Fii atent câtă lumină. De luminează cu aceeași intensitate. Stai așa. Pac, pac, pac. Nu știu să umblu la ea. Fiți atenți. Trebuie să ți-a apăsat 2 secunde după ce ești pe ultima imagine. Cred că. Mai de o dată. Și ține apăsat 2 secunde.
Are chestii. E una și mai mare. Da, e una și mai mare. Dar nu știu cum, Doamne iartă, mă. Trebuie să o învăț, mă. Asta e secret. Trebuie să citesc acolo manualul de instrucțiuni. Ia vezi, Iulian, găsim ceva? Găsim. Ia vezi. Tu te faci ce mai bine. A, ala e, mă. Bă, din prima, mă, cum ți-a ieșit, mă? Trebuie să o învăț. Este magnetică, se atașează da, la da, orice da, da. Suport metalic. Și ce magnet centură, puternic are. Se atașează la șapcă, se da. Atașează și de frunte cu acumulatorul în față, nici de cum cel din spate și te lasă să dormi. Da, da. Fără să te deranjeze celelalte baterii care au acumulatorul pe spate da, da. Și vei fi deranjat la momentul în care vei zice să închizi un ochi cu lanterna pe cap să fii pregătit la trăsătura peștelui. Adevărat, da. Trebuie să învăț să mai umblu pe aici, pe la butonașul ăsta, știi? Că are multe funcții butonașul ăsta. Dar până una alta... Chiar luminează, tata. Da, mă, chiar da, luminează. Bine, chiar luminează. E chiar deci, ok, nu? Uite puțin, deci vezi, uite puțin, vezi firele, totuși, firele. Da, de, văd deci, tot. Da, vezi tot, da, super. Doar că... Nu știu eu cum să umblu aici, la butonaș. Dacă are patru funcții, fiecare funcție, fiecare apăsare reprezintă ceva. Nu e un meniu sofisticat, e meniu pe care noi încă nu l-am citit pentru că l-am văzut ziua, noaptea uite, are vezi? Altă influență. Asta e de veche. Aha. Acum am dat-o așa. Stroboscopul, da. Na bele. Și totuși bateria de 26.000. E mare rău, 5.000 de miliamperi. Da? Față de ce avem noi acum. Dar asta și e... Asta e cea mai mare rază, cred că. Da, nu? Da, da. Asta e. Asta e, da, da. Asta. Uite, de aici pe pomul ăla putem citi da? Ce scrie da, acolo. Da, 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 da. Da. Noi chiar putem observa. Da, păstrați curățenia în mijlocul naturii. Da. Deci de la o distanță de 7 metri poți să citești noaptea cu... Super. Foarte frumos. Ce să mă. Da, asta merită. Este. Merită, merită. Și vă salut, fraților, și să ne auzim numai de bine. Cam asta e treaba cu Armitecul. Un lucru de calitate. Ce să mai. Băi, iată cum se vede ramurile de mult, băi. Da, mă, da, bă, da. Deci chiar nu bate. Bă, și știi care e faza? Pentru că pe cameră, îți dai seama, nu se observă chiar așa nu, ca da, și în da, realitate, da, înțelegi? Da, da. Deci n-ai cum. Oricum, lumina de noapte nu e lumina care camera născută să filmeze noaptea da. La o curateță pe care vedem noi. Da. Dar da. Ce vedem noi cu ochii nu putem să redăm prin cameră. Adevărat, da. Foarte șmecheră. Fii atent tu ce e aici. E uite. Foarte șmecheră. Și mi se pare că luminează și mai tare. Luminează tare că reflectă albul. Nu, stai ai așa. Ai văzut că ai dus-o. Nu știu, are niște chestii. Hop, asta e basta. Stai mă, ia uite. Da. Ce mă, despre ce vorbim? Gata mă. Bă, se vede Ucraina dincolo. Ce ai mă, despre bă, ce vorbim? Uite puțin, pe bune, uite da, pomii Ucrainei. Da, uite, se văd pomii. Da, pomii. Noi îi observăm, da, pe cameră bineînțeles, da, că nu se, cred da, că da, se observă, da. Dar noi vedem pomii Ucrainei, da, incredibil. Ce să mă... Gata, fraților, cam asta este. Ei, ia să aprindem puțin bec cu Iulian să facem așa o încheiere. Ia uite mă, păi mergi cu asta pe-n pădure, ce ai mă? Se sperie mistrețul, ursul, lupul de tine, șacalul, tot. Da, ce un stres, este? Ce vorbești, mă? Beton. Ține puțin, te rog. Gata, fraților. Cam asta e jucăria. Ați văzut ce poate. Nu știu dacă aveți alte pretenții de la o lanternă, dar ce face asta? Fiind atât de mică, antișoc, subacvatică, ce să mai spun? Pur și simplu, dacă o ții așa, simți cum te frige palma. Eu cred că am să fac un experiment. Eu cred că aprinde mă, hârtia, mă. Dacă o ții prea mult pe hârtie așa, să ai pe o hârtie, eu cred că o aprinde. Tun de lumină pentru că are foarte mare putere de refractare a luminii, da? Imaginea. Deci aruncă lumină, efectiv. Așa ceva? Da, nu, a mea e mică față de ce ai tu aici. Ia uite mă, frate, despre ce vorbim. Fii atent. Fii atent. Lanternuța asta ce poți să fac? O lanternă de mână, de cap, de buzunar, de piept, de ce vrei tu. Na.
Așa ceva e incredibil. Nu numai că se vede conturul, se vede profunzimea, deci se văd crengile, frunzele, adâncimea. Se vede tot, nu, detaliile, da, tot. Păcat că camera nu poate reda ce vedem noi. Da, 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 da. Da. Deci vă mulțumesc frumos, fraților, pentru apreciere. În orice caz, cine este interesat, las linkul în descriere cu codul de reducere. Eu vă mulțumesc în continuare că mi urmăriți vlogul, că sunteți abonații mei. Vă respect în aceeași măsură ca și până acum. Toate cele bune și să ne auzim numai de bine, fraților. Suntem pe partidă pe Chilia. Veți vedea și toată acțiunea, bineînțeles. Imediat după vlogul ăsta voi posta și videoul cu pescuiala. Așa că, până data viitoare, să ne auzim numai de bine, oamenii. Ceau!